Tatăl a vrut să-și viziteze fiul la oraș. Un tată a plecat la oraș ca să-și vadă fiul. Era în vârstă și nu se prea descurca cu telefoanele. Așa că, într-o zi, s-a urcat în tren și a mers până în orașul în care locuia fiul său. A ajuns spre seară și credea că îl va găsi acasă. Însă, când a bătut la ușă, nu i-a răspuns nimeni. Tatăl a continuat să-și aștepte băiatul. S-a așezat pe geanta cu care venise și a adormit acolo, înșezut, cu spatele sprijinit de perete. În jur de ora 2 dimineață, băiatul a ajuns acasă. A fost foarte surprins să-și vadă tatăl în fața ușii. Tată, ce faci aici? De ce nu m-ai sunat? Dacă știam că vii, îți lăsam cheia undeva să poți intra în casă. Fiule, știi că nu mă pricep deloc la telefoane. S-a stricat de ceva vreme și nu am mai putut să-l folosesc. Of, tată, eu am fost la muncă. Lucrez la un proiect foarte important și trebuie să-l termin în următoarele zile. Ajung foarte târziu acasă. Cât stai la mine? Mâine plec, fiule. Am vrut doar să te rog să mai vii pe acasă. Mamei tale îi este tare dor de tine. Nu ne-am văzut de câteva luni. Nici la telefon nu te-am auzit. Uite, l-am adus cu mine. Poate ai cum să mergi mâine să-l repari. Nu am cum, tată. Mâine trebuie să fiu la birou la prima ora a zilei. Dar lasă-mi-l și-l duc eu la reparat. Promit că o să-mi fac timp și o să vin pe acasă. Și mie mi-e dor de voi. În acea seară, tatăl și fiul nu au apucat să stea prea mult de vorbă. Fiul era foarte obosit după o zi întreagă de muncă, iar tatăl său nu voia să-l deranjeze prea mult. A doua zi, băiatul și-a condus tatăl la gară și de acolo a mers direct la muncă. Bătrânul s-a urcat în tren. În fața peisajelor care se derulau în fața ochilor lui, și-a amintit toate clipele din copilăria băiatului. Cât de mic a fost și cât de mult le-a umplut sufletele cu bucurie lui și soției sale. Timpul a trecut, băiatul a mers la facultate, apoi și-a găsit un loc de muncă. Acum, prins în viața profesională, abia mai dădea pe acasă. El și soția așteptau luni în șir pentru ca al lor copil să le treacă din nou pragul. Așa a fost și de această dată. Prins cu proiecte la muncă, băiatul nu a reușit să-și facă timp să meargă la părinții săi. Trecuseră mai bine de 4 luni. Nici la telefon nu s-au auzit, căci tatăl lui își lăsase telefonul la fiul său ca să îl repare. Băiatul mai suna pe telefonul unui vecin, însă nu voia să-l deranjeze prea mult și suna rar, poate mult prea rar. Cum a prins câteva zile libere, băiatul și-a pus câteva lucruri în geantă și a plecat către satul în care locuiau părinții săi. Era entuziasmat. Și lui îi era dor de ei. Le reparase și telefonul pentru ca de acum înainte să poată vorbi mai des. A luat un buchet de flori albe pentru mama sa. Știa cât de mult îi plac. A cumpărat și o pizza mare. Acolo, în sat, părinții nu aveau de unde să cumpere și își amintise el că au mai mâncat odată, când au venit ei să îl viziteze în oraș. A parcat mașina în fața porții casei părintești. S-a dat jos din mașină, dar ceva părea ciudat. Iarba era cam mare în curte. Tatăl său nu o lăsa așa de obicei. Era liniște totală. A mers la ușă. A apăsat pe clanță, însă ușa era încuiată. A început să se îngrijoreze. Ei nu încuiau niciodată ușa dacă se aflau prin apropiere. Un om trecea pe drum, prin fața porții. Băiatul l-a întrebat. Nu vă supărați. Nu știți unde e Nea Ion sau tanti Rodica. Văd că nu sunt acasă. La cimitir sunt. Băiatul nu a mai putut pune nicio întrebare. A fost șocat de răspuns. L-a luat cu totul pe nepregătite. O furtună s-a dezlănțuit în el. Cum e posibil așa ceva? Oare? Nici nu avea curaj să rostească cuvintele. Cât timp a trecut de când a venit tata la mine? 4 luni. Ce s-a întâmplat cu ei în 4 luni? Băiatul continua să-și pună întrebările în sinea lui, în timp ce a început să alerge spre cimitir. Nu era foarte departe și nu s-a mai urcat în mașină. Nici nu prea gândea limpede în acele momente. Emoțiile au pus stăpânire pe el. Avea lacrimi în ochi și inima îi bătea nebunește. A ajuns la cimitir. A intrat într-un suflet pe poartă. Acolo, în depărtare, a văzut pe cineva care săpa o groapă. S-a repezit spre el. Picioarele abia îl mai ascultau. Pe măsură ce se apropia, îi se părea că bărbatul acela seamănă cu tatăl lui. A început să strige. Tată, tată, tu ești?
Bărbatul s-a oprit din săpat și se uita în zare nelămurit. Andrei, tu ești? A strigat bărbatul. Da, tată, eu sunt, a spus băiatul căzând în genunchi. A început să plângă, nu s-a mai putut stăpâni. Trăiești, tată? Da, trăiesc. Cum să nu? A spus nelămurit bărbatul. Da, mama? Unde e mama? Tatăl său se uita nelămurit. Era surprins să-și vadă copilul atât de răvășit. Nu înțelegea ce se petrece. Uite-o acolo, în partea cealaltă a cimitirului. Curăță niște flori de pe un mormânt. Băiatul a răsuflat ușurat. Credea că părinții lui se prăpădiseră. Credea că a fost atât de preocupat de munca sa, încât a ajuns la ei prea târziu. Spaima pe care a tras-o l-a trezit la realitate. Și-a dat seama cât de puțin timp alocase în ultima perioadă pentru lucrurile care contează cu adevărat. Pentru părinții săi, pentru prieteni, pentru ce înseamnă el când nu e la muncă. Dorința de a face bani mulți și cât mai repede l-a orbit și nu a știut să vadă cu adevărat lucrurile care contează. Povestea se încheie cu o reîntoarcere la valorile fundamentale ale vieții, cu recunoașterea și aprecierea iubirii, suportului și sacrificiilor făcute de părinți pentru binele copiilor lor. Băiatul își dă seama că, în goana după succes și recunoaștere profesională, nu ar trebui să uite de cele mai importante lucruri: familia, dragostea și timpul petrecut împreună. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.